Când te-ai hotărât să-ți iei un animăluț de companie, nu ai luat de fapt un animal, ci ai mai acceptat în familia ta încă un membru. Așa că, dacă te bucuri de dragostea lui, de energia lui pe parcursul vieții, să știi că vine o vreme când lucrurile se mai schimbă și îmbătrânesc. Așa cum se întâmplă și eu cu acest bătrânel de aproape 14 ani care suferă, din păcate, de diabet. Spun din păcate pentru că e un oarecare stres, având în vedere situația dată, însă lucrurile se pot ține sub control și putem avea cu toții o viață normală. Îi se administrează insulină de 2 ori pe zi, dimineața și seara, plus un alt tratament și, după cum se vede, arată destul de bine și este foarte fericit. Mesajul meu pentru voi este ca atunci când vine un moment mai greu pentru acești parteneri blănoși, să nu-i dați deoparte, pentru că sunt foarte mulți care îi abandonează sau îi eutanasiază. Însă, indiferent de situație, trebuie să rămâneți lângă ei și la bine și la greu, așa cum faceți cu toți oamenii din familia voastră.